Cadrele didactice care împlinesc vârsta de pensionare au dreptul în această perioadă să-și prelungească activitatea la catedră pentru o perioadă de maximum 3 ani. Odată cu pandemia, în Dolj a scăzut numărul profesorilor care au opțiunea dată. Pentru anul școlar următor au depus solicitare să rămână la catedră 41 de cadre didactice, din care 40 au primit aprobare. Toți profesorii care au solicitat continuitatea activității la catedră au gradul didactic 1. Dintre cei 40 de profesori care au preferat catedra în loc de pensie, cei mai mulți sunt profesori de matematică la școli din Craiova. Conform calendarului pentru mobilitatea personalului didactic pentru anul școlar 2021-2022, în perioada următoare se vor face completări de normă pe perioadă nedeterminată. Dosarele se depun vineri 19 februarie și luni 22 februarie.